Bun găsit tuturor vizitatorilor Târgului de Carte Elephant Fest, târgul virtual de carte Elephant Fest, aflat la ediția a treia, care, după cum știți, are loc în perioada 24-30 mai anul curent și e găzduit de elephant.ro. Elephant Fest, un eveniment deja consacrat pe piața de carte din România. La celelalte două ediții precedente, cea din mai și octombrie 2020, peste 2 milioane de oameni s-au uitat la târg, au participat la târg, au fost lansări pe canalele digitale, peste 5 milioane de vizualizări a adunat atunci Elephant Fest. Sunt convinsă că și anul acesta va fi la fel de interesant pentru iubitorii de carte. Au fost de asemenea lansări zilnice, câte 8-10 lansări pe zi, din oră în oră, și sunt convinsă de asemenea că și anul acesta va fi la fel. În curând, pe site-ul elephant.ro va fi disponibil și programul de anul acesta. Ediția 2021 are ca țară invitată Marea Britanie și de aceea vor fi lansări ale autorilor din această țară, autori britanici. Iar despre una dintre cărțile unuia dintre autorii britanici vorbim astăzi. Mă bucur foarte mult că putem face acest lucru, este o carte foarte interesantă. Luna, o istorie pentru viitor. Sigur că da, Luna este fascinantă pentru toată lumea. Autor Oliver Morton. Și vorbim despre această carte cu traducătorul cărții, Doru Costaian. Bună seara, Doru Costaian, bine ai venit, mă bucur foarte mult să putem sta de vorbă. Mulțumesc și eu, Corina, asta română, bine te-am găsit. Două cuvinte despre autor, foarte pe scurt. Oliver Morton este scriitor și jurnalist britanic, licențiat în istoria și filozofia științei la Cambridge University, fellow-ul Hybrid Vigor Institute, autor al mai multor cărți, printre care Mapping Mars, Science, Imagination and the Birth of a World, apărut în 2002, Eating the Sun, How Plants Power the Planet, apărut în 2007, The Planet Remade, How Geoengineering Could Change the World, apărut în 2016 și iată aceasta despre care vom vorbi astăzi, Luna, o istorie pentru viitor. De asemenea, a colaborat la numeroase publicații, The Economist, The Independent, National Geographic, Nature, Newsweek International și multe, multe altele. Despre traducător, de asemenea, două vorbe, deși sunt convinsă, Doru Costaian nu prea are nevoie de prezentare. Doctor în filozofie, profesor asociat la Facultatea de Filozofie, Istorie și Teologie a Universității Dunărea de Jos din Galați, de asemenea profesor metodist la Casa Corpului Didactic din Galați, publicist și, după cum spuneam, traducător. În acest interviu, în calitate de traducător al acestei cărți, Luna, o istorie pentru viitor. Și înainte de a începe să discutăm despre carte, Doru Costaian, vreau să te întreb, ce te-a atras la această carte? În mod special. Mărturisesc că a fost o relație complicată din punct de vedere afectiv cu cartea asta. Și acum se întâmplă și în viață, la început avem tendința să fim superficiali. Am aruncat o privire prin ea, m-am documentat puțin despre autor. Textul mi s-a părut foarte frumos, foarte accesibil, autorul mai mult decât onorabil și interesant. Și atunci am spus un da hotărât traducerii cărții, pentru ca după aceea, înaintând în traducere, să constat că aparențele înșală și am dat de unul dintre, poate dintre cele mai solicitante texte pe care le-am tradus până acum, dar în același timp unul dintre cele mai frumoase și mai atractive, atrăgătoare texte pe care mi-a fost dat să le traduc. Luna e chiar o carte specială, nu o spun pentru că am tradus-o eu și nu o spun pentru că suntem la un târg de carte. Luna chiar e o carte specială, o carte interdisciplinară, care, sau mai degrabă transdisciplinară, dacă e să folosesc corect termenii, în sensul că adună în jurul unui subiect, acelui subiect, contribuții provenind din foarte multe arii disciplinare și din foarte multe direcții. Nimic nu e lăsat în afară. Luna este văzută ca subiect științific, ca subiect mitologic, literar, artistic și așa mai departe. Ori asta, recunosc, mi s-a întâmplat de puține ori și cu puține cărți de-a lungul timpului și de aceea pentru mine Luna e chiar o carte specială. Și uite, îmi pare rău că nu cuprinde, cred,
suficient de mult camera încât să vezi ce tandru țin cartea la piept în timp ce vorbesc. Nici o altă carte despre Luna pe care am citit-o nu surprinde la fel de bine multiplele fețe ale satelitului nostru, așa cum face cartea lui Oliver Morton. La fel de impresionant ca subiectul este și talentul lui Morton. Fie că descrie mecanismul deceasornic al ciclului lunar, fie că analizează modul cum a influențat Luna mersul omenirii, scrisul lui Morton este limpede, abundă de informații interesante și curge lin ca o poezie. Spune asta Rusty Schweikart, pilotul modulului lunar al misiunii Apollo 9, adică una dintre misiunile care a premers Apollo 11, care i-a dus pe oameni pe lună. Și dacă spune Rusty Schweikart chestia asta, înseamnă că într-adevăr este o carte cu de toate. Spune că a fost foarte solicitantă. Cu toate astea, cartea nu este tehnică, nu este greu de digerat, dar probabil că multiplele fațete despre care spuneai tu au făcut-o atât de solicitantă. Bine, aș vrea să fiu limpede în privința acestui punct. Ea a fost cumva solicitantă pentru mine ca traducător. Cititorul sper că nu va simți asta, ci se va bucura doar de frumusețea textului. Pentru că atunci când traduci, sunt multe lucruri la care trebuie să fii atent și care îți fac munca o provocare, de fapt. Una dintre provocări este și asta. Să scutești cititorul de travaliu și să rezolv complexitatea, nu? Vorba lui Brâncuș, aducându-i un text până la urmă accesibil și ofertant. Iar textul Lunii chiar este așa. E un text într-adevăr poetic și e remarcabil că e o poezie de calitate, pentru că nu întotdeauna ăsta e un pariu care le reușește autorilor. De fapt, în general, cei care scriu despre subiecte științifice încercând să fie simultan și poetici și să dea un aer estet așa textului, sunt foarte puțini. Adică sunt foarte puțini cei care reușesc. Probabil că n-aș putea da mai mult de 4-5 nume, însă lui Oliver Morton chiar îi reușește lucrul ăsta. Se vede în spate știința scrisului, se vede cariera jurnalistică și la final cred că ceea ce ne oferă este o carte absolut remarcabilă. Vreau să confirm ce ai spus. Este o carte care se citește ușor și aici este fără discuție meritul traducătorului. Probabil că se citește ușor în engleză pentru, mă rog, nativii în limba engleză, dar pentru noi, cititorii în limba română, repet, este o carte care se citește foarte ușor. Începe foarte tentant Luna Căpșună, cartea. Și da. Morton face foarte multe analogii și asta este foarte, foarte interesant. Să spunem că este o carte și cu ilustrații destul de multe și asta cred că ajută foarte mult. Da, este o carte cu ilustrații, e o carte care, așa cum sugerezi, îți face poftă să muști un pic din Luna. De obicei, sigur, Luna e asociată cu cașcavalul mai des decât cu căpșuna. Însă, dincolo de asta, da, și începutul e absolut, cum să spun, tentant și ofertant și te face să vrei mai mult. Dar aș spune cumva și aș sublinia faptul că, de fapt, cum să spun, subiectul devine suculent sau devine până la urmă atractiv și textul chiar senzual, așa aș spune, pe alocuri, tocmai prin revelarea și reliefarea cumva lunii ca un loc până la urmă lipsit de viață, dar care ajunge să fie până la urmă făcut viu tocmai de interesul pe care noi îl dăm și l-am arătat de-a lungul timpului. Până la urmă, Luna e, dacă vrei, un soi de cadru care ne permite, prin contrast, să înțelegem mai degrabă unicitatea, frumusețea și fragilitatea Pământului. Și tocmai de aceea Luna, ca dublu, cum să spun, spectral, întunecat, alienat cumva ceea ce a fost și este încă Pământul de-a lungul istoriei, a fost totodată subiect de interes științific, de obsesie, de stimulant pentru fantezia poeților și literaților. Și
hai să spunem că luna devine așa un soi de semnificant central al eforturilor noastre de a înțelege până la urmă cosmosul și locul nostru în el. Până la urmă și până la urmă, Corina, a fost prima noastră stație în drumul ăsta teribil de lung, care ni se așterne, cred eu, în față. Și, ca să spunem așa, prima ieșire în spațiu nu se uită niciodată, la fel ca și prima dragoste. Și probabil de aceea luna rămâne să ne bântuie și să ne populeze memoria pentru multe secole de aici încolo. Probabil pentru toată istoria noastră. Da, un loc pe care, după cum spune și Oliver Morton, cu siguranță ne vom întoarce și ne vom întoarce în număr mult mai mare decât, mă rog, am făcut-o ca omenire până acum. Și ne pregătim pentru asta, chiar dacă pare cumva că, cum să spun, vom ajunge pe lună deviind de la Marte, toți ochii sunt acum pe Marte, dar luna are importanța ei și sunt convinsă și eu că oamenii vor ajunge din nou pe lună și nu foarte, foarte, foarte târziu. Dar revenind la carte, uite, îmi place foarte mult, este un amestec de, cum să spun, de știință, cu istorie, cu lucruri tehnice, cu povești personale, cu nume foarte importante în istoria spațiului cosmic. Da, este toate lucrurile astea și, repet, arta lui Oliver Morton de a aduna în jurul acestui subiect toate aceste contribuții, fără a-ți da vreun moment impresia că forțează, fără a-ți da vreun moment impresia că pune pur și simplu text pentru a îngroșa cartea. E un vals cu subiectul, e aproape un dans, se vede dragostea cu care este scrisă și, dacă tot am pomenit întreagă lucrul ăsta, cred că întotdeauna, și cred cu convingere lucrul ăsta, întotdeauna succesul unei cărți, mai ales al unei traduceri, vine din întâlnirea fericită dintre un autor care știe să scrie cu dragoste și pasiune pentru subiect și un traducător care, cel puțin pe perioada traducerii cărții, reușește să împărtășească pasiunea. Dacă nu apare acest fenomen de rezonanță, să spunem, între cel care scrie și cel care traduce, probabil că traducerea nu va avea potențialul maxim. Ori eu am răspuns la, cred, cel puțin așa am simțit, că am reușit să răspund încă de la bun început vibrației cărții, pentru că asta simți prima oară. Nu subiectul în sine îți vorbește, nici măcar stilul autorului, ci o anumită energie vie, un anumit cod de bare spiritual, dacă pot să spun așa, care e amprenta unică a lucrării. Cel puțin eu asta încerc să simt prima oară într-un text cu care lucrez și zic, eu sper, cred că am făcut-o onorabil. Cu alte cuvinte, și acum dacă îmi permiți, n-aș trece ușor peste subiectul ăsta al inter- și transdisciplinarității abordării, pentru că dacă voi lăsa o secundă să tacă traducătorul care sunt și să vorbească profesorul care sunt, cred că ne lipsește teribil lucrul ăsta în educația și în școala românească. Nu suntem încă, din păcate, obișnuiți să lucrăm așa, să adunăm în jurul unui subiect tentant și ofertant, să adunăm contribuții diverse. Din potrivă, cred că încă încurajăm masiv gândirea pe foldere, cum îmi place mie să-i spun, gândirea strict disciplinară, și e mare păcat, pentru că felul ăsta ținem, cred eu, departe elevii și studenții noștri și de potențialul maxim al gândirii lor și de potențialul maxim pe care îl pot avea textele. Ai mare dreptate, cartea asta are de toate și se uită la lună din foarte multe unghiuri. Uite, de exemplu, un singur exemplu. Cum ar putea compoziția chimică a atmosferei să prezinte doveze ale existenței vieții? Deja, cum să spun, te uiți la chimie, te uiți la astrofizică, la astrobiologie, sigur, astronomie, nu mai vorbind, într-adevăr. Cred că este o carte care, apropo de profesorul Doru Costăian, o carte care poate fi folosită ca material didactic până la urmă. Oh, absolut, absolut. Și poate fi folosită ca material didactic, aș spune, și pentru profesori. Acum, uite, a treia
entitate care sunt, s-a pornit să vorbească, și anume profesorul metodist. Metodistul. Da, pentru că, sigur, acum și îmi vine în minte bancul ăla celebru cu fruntașul muncii socialiste care ieșise la pensie de la CFR, dar nu înțelesese niciodată de ce trebuie să lovească cu ciocanul în roți. De multe ori noi suntem în situația asta de a preda lucruri evitând cu grijă eventual întrebarea până la urmă legitimă a beneficiarilor educației. Dom'le, dar ce mă ajută chestiunea asta? Și cartea lui Oliver Morton este și o superbă demonstrație despre felul în care ne pot fi utile lucrurile care sunt aparent inutile. Pentru că eu cred că rostul educației e să scoată mintea elevilor și studenților și din imaginarul ăsta quasi utilitarist și simplist până la urmă. Luna e o carte care, spun cu toată sinceritatea, m-a făcut să privesc altfel luna la propriu, literalmente am început să mă uit altfel la lună după ce am tradus textul ăsta și Morton mi-a dat o grilă, mi-a pus o pereche de ochelari fermecați pe ochi și m-a învățat cumva să văd altfel. Și până la urmă, Corina, aș zice că ăsta e scopul oricărei cărți bune de pe lumea asta, să te facă să vezi un pic altfel lumea, luna sau orice alt subiect. Categoric și reușește Oliver Morton și reușește și traducătorul Doru Costean să facă lucrul ăsta. Nu o să avem foarte mult și nu avem foarte mult timp să discutăm despre cartea asta, de aceea aș merge puțin pe scheletul ei, pe cuprins, să-i facem curioși pe cei care ne urmăresc și să o cumpere, să o ia, să o citească. Până la urmă e o carte pe care trebuie să o ții în mână ca să o citești. În ordinea asta, dacă se poate. Trebuie să o cumpere și după aia să o citească. Da. Categoric. Așadar, reflecții, mărimea și aspectul, cu alte cuvinte, vezi luna, ce o descrie Oliver Morton, ajungi să vezi fața lunii, orbita lunii. Capitolul 3 ajunge la Apollo, programul care, de fapt, ne-a dus pe lună. Ne oprim puțin aici, mergem mai departe. Vreau să te întreb, în primul rând, pe tine, ai avut un capitol anume care de care te-ai îndrăgostit mai mult decât de celălalt? Acum, întrebarea asta ta e, cred că, din seria de întrebări care venim pe lume și care se deschide cu pe cine iubești tu mai mult, pe mama sau pe tata. Mi-e greu să spun că v-am îndrăgostit anume de un capitol. De regulă, capitolele care îmi plac cel mai mult sunt cele dinspre finalul cărților, pentru că acolo de obicei se atinge și punctul de maximă tensiune dramatică, acolo se ating și încep să se unească firele intenționale ale textului. Însă recunosc că aici e greu. E greu să pun degetul pe un capitol și asta cred că se datorează în primul rând aceleași diversități interne a cărții despre care am tot vorbit aici. Nu doar că sunt capitole diferite, dar sunt capitole pe care le simt diferit. În capitolul 3, Morton reușește într-o manieră absolut incredibilă să te facă să simți și să vezi ca pe un film de acțiune istoria de câteva decenii până la urma misiunilor Apollo, de la felul în care am dat târcoale lunii la început până la felul în care am transformat aproape într-o obișnuință mersul pe lună, schimburile de replici care sunt aduse în paginile cărții, schimburile de replici între diversi astronauți ai misiunilor Apollo, putem vedea cum devin tot mai relaxate pe măsură ce misiunile Apollo se tot mulțesc. Și m-a amuzat foarte mult replica aceea unei dintre astronauți, care ulterior, care au ajuns pe lună ulterior lui Neil Armstrong,
și care spunea, îi spune colegului la un moment dat, măi, o fi fost ăsta un pas mic pentru Neil, dar mie mi se pare a naibii de lung fuleul de care am nevoie ca să pășesc pe suprafața lunii. Dar e mult umor acolo și cred că, până la urmă, marele merit, Corina, e faptul că Morten reușește foarte bine să aducă viață în ceva ce e până la urmă de domeniul trecutului. Pentru că, sigur, Luna are o istorie și miza, dar cumva miza cărții este viitorul, așa cum aflăm din subtitlul pe care îl are cartea. Și chiar dacă toate lucrurile astea, misiunile Apollo, chiar și momentul în care Jules Verne sau alții scriau despre Lună, pentru că da, l-avem și pe Jules Verne, avem și toată istoria literară și preștiințifică a Lunii între paginile cărții, chiar dacă momentele astea nu par neapărat foarte, foarte îndepărtate în trecut, în fond Apollo n-a fost acum 500 de ani sau 1000 de ani, exact. Cu toate astea, parcă par a fi cumva dintr-o altă lume. Literalmente dintr-o altă lume, dintr-un alt univers și dintr-un alt moment al istoriei omului. Or, faptul că Morton reușește atât de bine să aducă, sper eu, și generațiilor foarte tinere, toată istoria asta din care noi am prins mai mult sau mai puțin câte ceva, mi se pare un lucru extraordinar. Da, sunt capitole, exact cum le spuneai și cum le spune și numele, sunt capitole care se ocupă de diferite lucruri. Capitolul 1, reflecții, spuneai tu, bun, să spunem că nu vorbim de reflecțiile filozofice ale autorului, ci de felul în care se reflectă în diferite feluri Luna. Apoi, sigur, avem date tehnice, dar nu scrise tehnicist sau inaccesibil, ci scrise cât se poate de ofertant, despre, cum spuneai, orbită, structură și așa mai departe, compoziție chimică, da? Așa fac o scurtă paranteză, iată un bun mod de a preda fizică și chimie, nu? La, exact. La liceu. Da? Decât să punem o bilă pe un plan înclinat, sper că noi așa am învățat mecanică newtoniană când eram elevi, cu celebra bilă pe un plan înclinat. Iată, avem bile spectaculoase, cum e Luna, pe planul sau în planul înclinat al spațiului timpului. Și cred că, indiferent cât de altfel ar fi generațiile astea, în raport cu noi, generațiile noi, atât timp cât suntem încă ființe umane, o să răspundem la frumusețe și la curiozitate. Vorbim sigur despre trecut, vorbim și despre viitor, cum spuneai, vorbim despre perspectivele revenirii pe Lună, despre ce ar putea să mai însemne ceea ce părea la un moment dat un subiect epuizat pentru oameni și Morton cred că ne arată foarte, foarte clar că nu e un subiect epuizat. Și are, cum spuneam, și foarte multe, sunt și foarte multe nume importante, mari în această carte, care n-ar fi existat toată această poveste, această explorare a Lunii. Istoria, da, prin care am trecut cu toții, iată, Constantin Tsiolkovski este, cum să spun, nu poți să vorbești despre spațiu fără să-l menționezi pe el. Apoi, alți oameni de știință important, John Nesmith sau Goddard, da, din Statele Unite, toți aceștia sunt oameni care au pus fiecare câte o cărămidă pe care noi am pășit. Da, până la urmă, da, până la urmă, istoria Lunii e o istorie umană. Cartea este despre Lună, hai să spunem că ăsta e subiectul de prim plan, dar în același timp eu aș spune că e în egală măsură o carte despre om. Și e despre ce e mai bun și mai puțin bun în om, dar până la urmă și până la urmă despre ceea ce ne face, aș spune Corina, o specie atât de diferită, atât de specială. Mi-aduc aminte de
celebra propoziția lui Carl Sagan cu We've been wanderers from the beginning, nu? Am fost de la rătăcitori încă de la început. Și până la urmă asta e scălitura speciei noastre. De aceea, evident că istoria lunii e și o istorie în care se reflectă viețile și munca celor mai importanti oameni care ne-au făcut până la urmă luna accesibilă și inteligibilă. Eu, ca umanist, răspund poate mai mult decât alte tipuri de cititori la elementul ăsta, dar, repet, unul din elementele impresionante până la urmă ale cărții și faptul că e o imagine, era să spun o frescă, dar nu știu dacă era cel mai bun cuvânt, e o imagine a umanității cu ce are peren și cu ce are mai bun. Și până la urmă, cred eu, asta e important să le trimitem, să le transmitem cumva generațiilor viitoare. Curiozitatea, dorința de a ști, de a afla și până la urmă de a aduce elementul ăsta de căldură umană, inteligență și curiozitate peste tot. Nu o să spun în fiecare colț al cosmosului, pentru că cine știe, nu vreau să spun ca un flatlander, însă despre asta este vorba. Și eu cred că trăim acum vremuri critice în sensul etimologic al termenului, de răscruce, da? de poticnire, în care trebuie să fim cumva atenți și să veghem la moștenirea noastră, inclusiv la cea științifică. Mi s-a părut foarte interesant, în cartea asta sunt foarte multe, exact cum ai spus tu, dimensiuni multi și interdisciplinare și se regăsește și o parte din literatura science fiction. Și până la urmă, inițial m-am întrebat ce să caute science fiction-ul aici într-o carte despre lună. Dar am citit cartea, adică am răsfoit cartea, am citit-o cu atenție și mi-am dat seama că este justificat acest lucru. Nu o să spun decât că, uite, intră în scenă Arthur Clarke și e suficient ca cei care știu literatură science fiction să știe de ce menționez lucrul acesta. Mă grăbesc să trecem peste capitole. Hai să ne mai oprim la câteva, măcar două, trei. Repet, îi facem curioși pe cititori, pe ascultători să devină cititori. Este absolut obligatoriu. Repet, e o carte frumoasă cu de toate în ea și ar fi păcat să nu o citim. Unde să ne mai oprim? Te-ai cam întrerupt, Corina, la ultima întrebare. Nu sunt foarte sigur de ce m-ai întrebat. Ziceam unde să ne mai oprim, la ce capitol să ne mai oprim. Știu și eu. Mie îmi place mult capitolul ăsta cu Apollo. Îmi place foarte mult. Și nu știu, poate că ar fi fain să și citim, nu? Un fragment din carte. Uite, am ales un fragment din capitolul reflecții și aici numai un pic. Așa. Aici am ales un fragment care pleacă de la comentarea celebrei imagini cu răsăritul pământului pe care o cunoaștem cu toții. Morton spune așa: astronomia este privită acum, în special printre popularizatorii ei, nu atât ca o cale de a înțelege un univers vast și rece, cât mai degrabă ca o modalitate de a înțelege prin intermediul acestui univers Pământul și pe cei care îl populează. O modalitate de a face acest lucru este prin studierea originilor. Faptul că originea universului este locul de unde venim nu este tratat ca un truism, de unde altundeva am putea veni, ci ca o contribuție genuină la cunoașterea destinei omenirii, ceea ce face din cercetările suplimentare cu privire la fluctuațiile cuantice din vremea Big Bang-ului ceva ciudat de personal. Mai degrabă decât să arate lipsa de însemnătate a omului, asemenea sondări a ceea ce este nespus de vast și extrem de vechi sunt văzute sau poate doar prezentate astfel ca modalități de a ne întări legăturile cu cosmosul.
Același sentiment al legăturilor cosmice se întinde, după cum am citit recent într-un prospect pentru un nou telescop spațial, de la nașterea cosmosului până la Pământul plin de viață. Este astăzi un lucru de la sine înțeles printre scrierile profanilor în domeniul astronomiei că descoperirea altor locuri care adăpostesc viață este o prioritate depășită doar de înțelegerea originilor Universului și poate nici de asta. Astronomia, așa cum este ea înțeleasă de public și chiar practicată de tot mai mulți, este tot mai puțin interesată de stele și tot mai mult de exoplanete. Marea sarcină a disciplinei nu mai este de a descoperi structuri tot mai îndepărtate care să ne arate că Pământul este tot mai puțin important. La fel cum lumina Pământului vizibilă pe Lună a avut un rol de necontestat în a deposteda Pământul din poziția sa de centru al Universului, tot așa acum are un rol la fel de incontestabil în recâștigarea anticopernicană și astrobiologică a poziției centrale a cerului în studierea vieții și a planetei care o adăpostește. Este o cale prin care Luna nepământeană ne învață pe noi, cei de pe Pământ, ce este viața și cum trebuie ea privită. Ar putea exista și alte asemenea lecții, să trăim acolo sau să ne imaginăm că trăim acolo și să realizăm cât este de ciudat să distrugi viața de pe planeta care a modelat-o așa cum este și care a modelat planeta la rândul ei. Să pășim dincolo de curgerea nesfârșită prin care s-a produs această modelare reciprocă, să lăsăm totul în urmă, în ceruri și să ne mulțumim cu o viață pur tehnologică, pur umană, ferită de moarte numai prin niște ziduri fragile și artificiale. Să înțelegem până în ce punct un asemenea viitor ar putea fi o continuare a istoriei noastre de până acum sau în ce măsură va trebui să existe o desprindere de aceasta sau un capăt de drum. Să stai pe o câmpie cenușie și mărginită într-o noapte de pe o altă planetă în vreme ce umbra este proiectată de lumina lunii, lumii care ți-a dat viață. Luna mai are încă multe să ne spună. Am citat in extenso așa, dar mi s-a părut o bună... cum să spun, imagine a felului în care scrisă cartea, intensității textului și a felului în care Morton alege să comunice cu cititorii lui. E un fragment din capitolul Reflectii. E unul din capitolele de început. Da. Trecem repede prin cuprinsul cărții. Revenirea pe Lună este iarăși un alt capitol foarte interesant pentru că, iată, deja există un bilet, dacă vrei, o călătorie spre Lună pentru anul 2023, sigur că da, un miliardar japonez, Yusaku Maezawa și-a luat deja bilet, deși încă vehiculul care ar trebui să facă această călătorie încă nu este construit, dar nu-i nimic, ne-am rezervat călătoria. Spunea și Morton, ne vom întoarce pe Lună într-un număr mult mai mare decât s-a întâmplat până acum, să vedem când și sub ce formă. Este cât de, cum să spun, cât de plauzibilă este ideea aceasta de a crea, de a coloniza Luna? Dacă mă întreb pe mine, ținând cont și de ceea ce cred și de argumentele lui Morton, eu cred că este plauzibilă. Dar aș spune că istoria noastră științifică și tehnologică e doar vag legată de istoria plauzibilului, aș spune. De ce n-ar fi în fond și la urma urmei? Eu cred că ceea ce am realizat până acum în toată istoria noastră, care n-am să obosesc să o spun, e o istorie tehnologică până la urmă, e o istorie, istoria lui Homo sapiens e o istorie a tehnologiei și a modelării lumii. Așa că uitându-mă în urmă și văzând ceea ce am realizat de-a lungul secolelor, eu personal cred că la un moment dat se va întâmpla și asta. Când va fi acest moment, e foarte greu de spus, dar fie nu vom coloniza niciodată nimic și Pământul va rămâne veșnic singura noastră casă. Și știi, la fel de bine ca mine, că există teoreticieni care așa văd lucrurile și așa cred. Fie dacă vom reuși să colonizăm o parte din spațiu, Luna nu va avea cum să fie în afara acestei istorie a colonizării. Așa este. Uite, spune și Morton la finalul acestui capitol cu care o să încheiem și noi interviul, ca să-i lăsăm pe ascultători să devină cititori ai acestei cărți.
odată cu revenirea pe lună, cu siguranță că oamenii vor petrece mai mult timp pe lună, zile și nopți lunare în șir. Vor face explorări mai ample în căutarea acelor locuri care să fie excepții de la regulile simple și deja stabilite de care ascultă regolitul selenar. Nu te mișca până când nu ești lovit, împiedică fluxurile de energie dacă poți, rămâi ceea ce ești. Noi rămânem visători în continuare. Asta este, cred că asta este esența speciei umane, nu? Să visăm, să ne dorim să depășim limitele, granițele. Nu avem altă șansă. E o chestie pe care oricum nu o facem doar pentru că ne place să facem asta. E o variabilă fundamentală în ecuația supraviețuirii noastre. Și vom continua, sigur, să visăm, vom continua să forțăm în permanență limitele imaginației și imaginarului, iar această forțare are de milenii rezultate cât se poate de concrete în felul în care noi ne ducem viețile pe acest pământ. Până una alta, iată că până și a visul nostru de a primi la un moment dat luna de pe cer, s-a concretizat sub forma acestei cărți, a lunii pe care am primit-o de la Oliver Morton. Luna, o istorie pentru viitor, autor Oliver Morton, apărută la editura Polirom în traducerea lui Doru Căstăian, o carte pe care o puteți găsi cu reducere pe site-ul elefant.ro în zilele de târg, 24-30 mai anul acesta, vă spuneam, Elephant Fest. Mulțumesc foarte mult, Doru Căstăian. Felicitări pentru traducerea acestei cărți și la alte traduceri ale altor cărți la fel de, cum să spună, inspiraționale. Mulțumesc mult și eu, Corina, și sănătoși să fim, traducerile se fac. Așa este. Și cărți se vor mai scrie. Și ceea ce mi se pare extraordinar de frumos este că în toată această era tehnologică în care suntem, uite, încă mai citim cărți scrise pe hârtie, tipărite. Ținem încă în mână cărțile. Da, nu cred că trebuie să uităm că însăși cartea este o tehnologie absolut remarcabilă, imersivă și cu care ne-am obișnuit de atâta timp. Încă o dată mulțumesc foarte mult, Doru Căstăian, doctor în filozofie, profesor asociat la Facultatea de Filozofie, Istorie și Teologie a Universității Dunărea de Jos din Galați, profesor metodist la Casa Corpului Didactic din Galați și de asemenea publicist și traducător, repet, al cărții despre care am vorbit în acest interviu, Luna, o istorie pentru viitor, autor Oliver Morton, apărută la editura Polirom.